Și, dragi colegi de izolare, iar vă trag o salutare. Noi ia ziceți, cum ori ieșit micii, cum ori ieșit mititei de 1 mai, mai artizanale, așa-i? N-ori ieșit ca la grătar, ca la iarbă verde. E-s bun și la tigaie, e-s bun și la grill, dacă ai o pălincuță lângă. Alții mai snobi, alții mai domni și-au comandat mici acasă. Ați văzut pozele și filmările cu cozile în fața restaurantelor? Stăteau săracii de la Glovo, Gloverii, cu cuburile galbene în spate, de zici că erau melci ieșiți după atâta ploaie. Dar vedeți? Vă felicit și mă felicit că n-am ieșit la iarbă verde. Bine că a fost și ploaia asta, dar totuși se văd efectele. Era o gaură în... Nu vorbiți de Marica. Era o gaură în stratul de ozon deasupra polului nord. N-am ieșit la grătare, n-am făcut fum, pac, s-a închis gaura în stratul de ozon. Bravo vouă, bravo nouă, vedeți că se poate, vedeți că putem face lucruri bune. Unde mai pui că n-am văzut la știri munți și mormane de gunoaie lăsate de cei care au fost la grătar. Drept că gunoaiele le-au făcut cei care au stat într-un centru de carantină în Galați, ați văzut? Extraordinar. Săracul viceprimar se întreba care e om și care e câine. Pusese la punct un loc frumos pentru cei care stau în carantină, curat, li se aducea mâncare. Și românii noștri ce au făcut? Au rupt tot ce au putut, au murdărit și au lăsat pe jos un covor de coș de semințe. Vedeți? Gunoaie încă există și sunt peste tot. Amere 14 zile ca în armată, da? Astăzi e 4 mai. Ce ziceți, peste 11 zile, a? Ieșim din relaxare, zburdăm ca fuego în jurul bradului când îl împodobește măicuța? Ce ziceți, că în Viena le-o dat drumul. Unde au ieșit vienezii prima dată? La Ikea, au făcut coz la Ikea vienezii. Acum nu-mi explic de ce tocmai la Ikea s-au postat. Cred că din două motive. Unu, le era dor de chifteluțele cu sos de la Ikea. Erau sătui de atâta șnițel vienesc ca la mama acasă, cu sparanghel, sau au rupt paturile din diverse motive și s-a băgat marfă la Ikea. Paturi bune, de lemn românesc din pădurile apusenilor. Ai, mama voastră! În Franța s-a mai prelungit până pe 27 iulie starea asta de necesitate. Și domnul ministru Marcel Vela a zis că om avea noi parte de ceva relaxare, dar, ca un poet a zis, virusul nu are odihnă. Păi, ne mai odihnim aici pe mediile virtuale. Chiar vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc că m-ați urmărit și în weekend. La postarea aia cu glumele de la nunți. Glume bune, frumoase, fără înjurături, vorba voastră. Am primit în urma acelei postări oferte. Să merg să zic glume la nunți, la o nuntă în Hamburg, nu știu când. La o nuntă la Constanța, în iulie 2021. Și am mai fost chemat la o nuntă peste 14 ani, că atunci frumoasa pereche împlinește o vârstă de când s-au luat, adică aniversează nunta de aur. Și să merg să spun glume la nunta de aur. Acolo o să vorbesc un pic mai tare. Da, păi peste 14 ani, cine știe cum. Da, mă rog, e foarte bine și mulțumesc că mă urmăriți pe YouTube mai nou, mă urmăriți și aici pe Facebook, am cont și pe TikTok. Dar încă nu mi-am ales ce animal să fiu, că știți că pe TikTok trebuie să fiu... Da. Și vreau să vă spun și să vă împărtășesc o bucurie. În urma activității mele online, am început să fac bani din net. Mulțumesc tare mult. Da. Știu, mă aplaudați acum. Am început să fac bani din internet. A zis soacră mea că îmi dă 15 lei la următoarea pensie să nu mai pomenesc aici în postările mele. Bă, îți bani, îi primești. Noi dai, îți 15 lei, cât un bilet la spectacol, da? Soacra mi-a zis că numai să nu mai vorbesc de ea, îmi dă 15 lei. Primii mei bani din internet, vă dați seama, munca nu e în zadar și vorba aia, lucrez de acasă, de unde pot, da. Că s-a făcut un studiu, un reportaj era la televizor, printre cei care muncesc de acasă. Și ziceau oamenii că ce, și după ce trece criza, nu ne-am mai duce la birou, adică am merge 2-3 zile pe săptămână, dar 3-2 zile să lucrăm de acasă. Acum, e mișto asta dacă lucrezi în PR, în HR, în... Nu știu în ce. Dar totuși, gândiți-vă, meseriile astea clasice, cum ar fi ca jumătate din timp să lucrezi
la serviciu și jumătate din timp să lucrezi de acasă. Îți vine instalatorul, îți înlocuiește țeava, dar zice, nu-ți fac racordul. Vorbim pe Zoom cum să ți-l rezolvi tu. Dă banii. Sau mergi la frizer, te tunde pe jumătate de cap, zice, intră pe Skype de seară și spune-o cum să te aranjezi în rest. Dar pe dacă ești gropar. Îți sapă acolo un pic groapa, zice, lasă că-ți spun eu pe Facebook cum să-ți arunci pe mâini pe tine. Da, deci soacra a zis că dă 15 lei la pensia următoare, bă, îți niște bani. Căci că eu spus pletină sapirii, zice, ia-i Betty, drage. Zice, ginere tu ăla care face atâta miștouri de tine, dar noi râdem și ne place. Și soacră mea, s-o cam enervată, a zis, bă, dar zic, soacră, e reclamă mai negativă, da, dă reclamă-i. 15 lei la următoare pensie, sper să o bagi acum. Pensia să bagi acum. Și ce faceți azi la început de săptămână? La servicii, cei care aveți, care mai aveți, ceilalți care stăm pe acasă, ne uităm cum plouă. Vorba românului că e o vreme marica. Știți cum e vremea marica? Vreme numai bună de stat în prosop până hotelurile altora. O zi frumoasă, o săptămână bună și vă mulțumesc că mă urmăriți. Vedeți că apar și bani din internet. Cred că trebuie să încep să-l pomenesc și pe tata, să mai îmi dea și el vreo 10-15 lei la pensia următoare. Capul sus și salutare, scump colegi de izolare!